În gala MMA desfășurată în sala sporturilor din Craiova, Gorjul a avut doi reprezentanți. Campionul național la kickboxing, Alexandru Gabroveanu, a luptat la categoria plus 100 de kilograme cu Ișvan Ruzinski din Ungaria. Gorjanul a pierdut partida din KO tehnic în repriza a doua. Gabroveanu dă vina pe arbitraj pentru această luptă pierdută. Cum a fost această experiență pentru tine? Fixez am văzut de arbitraj. M-au lămurit apoi cei de prin staff, un american. Mi-a zis că să stau liniștit că ăsta e nivelul MMA-ului în România. Nu te încălzește cu nimic după ce piesă. Tu dai vina pe arbitraj. A doua repriză a oprit meciul din striking, din picioare, fără niciun motiv. Și atunci ai fost și declarat învins la a doua repriză? Da, și mai era puțin timp să termin repriza. Ce competiții mai ai pe viitor? Am în martie la Madrid. O să aștept răspunsul la sfârșitul lunii acestea. Apoi am în Franța, în aprilie. Și apoi cred că o să am o gală la Constanța. Tot la lupte în cușcă, celălalt gorjean Răzvan Radu s-a luptat cu Ionuț Gelep din Vâlcea. Aceasta a fost prima participare a lui Radu într-o gală de lupte marțiale mixte. Gorjeanul l-a învins pe adversarul său în prima repriză prin KO la categoria 75 de kilograme. Ai participat pentru prima dată la o gală MMA. Spune-mi cum a fost această experiență pentru tine. A fost o experiență nouă, dar cred că m-am descurcat foarte bine și nu am dezamăgit lumea. Aveai încredere în tine încă de la început? Ne-ai spus chiar înainte de gală că o să-ți învingi adversarul din Vâlcea. L-ai învins din prima rundă. Da, s-a întâmplat exact cum am spus. Prima rundă, 2 minute și 30 de secunde, cred că a durat lupta. Am făcut exact ce mi-am propus înainte de meci și totul a ieșit ca la cart. Toate meciurile s-au încheiat înainte de limită, cel mai lung meci fiind de 3 reprize.